iar am ajuns să, să filmez la lanternă. L-am scos de data asta pe jos. Dar dacă mă credeți, e varianta mai proastă ca alta, adică e mai mai mult de lucru. Am de o trebuit să desfac, am desfăcut suporță. uitați aici, Suportul de la motor. O trebuie să desfac și fierul acesta de care vine aici, pe lateral la motor. Asta de aici. Aha. Și ca asta e suportul de la cotie. O rata copiei să prindă. Nu, no, în fine. Deci, ce vreau să vă zic e că e, e groaznic. E groaznic de, de desfăcut. Și dacă vă uitați, nu știu cât de bine se vede acum pe. Pă pe filmare, deci e un pământ, un jec, pe stați un pic să bară să bag o șurbență, să nu, să nu ziceți că vorbesc aiurea. Uitați aici. Uitați aici ce e Deci, nu exagerezi un deget de jec pe el. Acum, ca să vă spun, am găsit de toate. știfturi pe jumate băgate, ale au fost ieri la planetare, antifon peste șuruburi. Asta cred că am prins un pic de ea. Dar nu are nici pe dracu. Sau? Ba, a rupt aici ceva. E sărit asta. Că am ajuns un pic cu ea când am... Uh... Stați un pic să nu uit. Nu, nu-i rupt nimic. Uh, deci v-am zis. Acum, unii dintre dumneavoastră o să-mi zică, bă, eu ți-am spus, ți-am spus să-l desfaci de către cutie, cred că așa o să, următorul așa o să fac. Motorul trebuie neapărat pe sus, pentru că altfel trebuie, e prea mult de desfăcut. Dâra asta de ulei, ce o vedeți aici, are și acolo o improvizație la baie, e o sudură, șurubul e altfel, nu șurubul lui. Uitați-l la aici șurubul. E de la de, nu știu, pe cheie de 22, parcă. Nu știu exact cum le zice la șuruburi. Și na, am făcut, am făcut o dita mai mizerea, că Știți cum face uleiul. Acum sper să nu fi spart ceva, să nu fi rupt acolo. O să-l întorc, o să mă uit la el. Dar, no, v-am zis. Strasul pe sus, acum vorbesc de ele legate. Te chinui. Te chinui bine. Dar, ideea e că merge. E ok. Scosul pe jos. E foarte, foarte mult de făcut. E mai simplu, deci nu, nu trebuie forță nimic trebuie nu un pic uh, gândită să mai mă uși asta. Nu, n-am rupt nimic, n-am îndoit nimic. Doar că le-am urdărit toate. Deci dacă, dacă vă uitați la mine, să, dacă mă băgați acum pe întreia din Africa, nu, nu, nu mă... Nu mă diferențiez cu nimic, la câte mizerie să văd da, vă dați seama, m-am frecat de toate alea, m-am făcut, îți toți dracii. nu știu cu, 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 ce mă spăl acum. Uh, nu no. Ca să concluzionez, bine, am avut noroc că m-a ajutat un pic și taica aici De ce să -mi mint? Asta nu l-am scos chiar, chiar singur. Când am ridicat mașina, uitați cum cât e de, cât e ridicată, la maxim. Dar nu, no, deci, e extraordinar de mult de desfăcut, extraordinar de mult de lucru. Dar pot să zic că mă declar mulțumit că l-am scos, asta a fost, acum trebuie să văd unde îl mut, cum îl mut. Și No, cam asta e. Mâine nu știu dacă apuc, dar oricum săptămâna ce vine. Vreau să mă duc chiar să vorbesc cu tine, dar cred că prima dată vreau să bag o dată perea de sârmânea să o, să o râcăi, să despre ce e vorba. Și după aia, după aia să vedem. Mă veni și ajutor uitați mă No, cam atât odată. Vă mulțumesc mult de tot că mă urmărit. Vă mulțumesc pentru comentarii, că numai ce am pus video videourile azi și am primit deja niște comentarii foarte, foarte, foarte bune legate de șuruburi, legate de pivot, legate de tot felul de alte chestii. Trebuie să mai mă uit să mai citesc pe acolo, dar nu am zis, ieri am tras de alea, azi, azi am vrut neapărat să scot motorul ăsta afară. Acum nu știu, de băgat, cum o fi cu băgatul, o vedea, probabil o să, o să chem mecanic, nu, no, trebuie acum când e, când descosi, descosi, îi scos, e... de scos e ca dacă când îi de băgat la, la loc e un pic mai e un pic mai chinuială, și trebuie să trebuie și trebuie nimerite. Noi acum am tras, am smucit de el în stânga în dreapta până m-a ieșit. De băgat mă gândesc că aici am băgat un dop și nu mai găsesc, sper să nu, nu să nu mi se duse înăuntru. No, încă o dată vă mulțumesc mult. O să mă pun să strâng pe lucrurile, că deja e noapte aici. Să las mașina să o scot, să o dau afară. Și ne auzim data viitoare. Mulțumesc mult de tot, sănătate numai bine.